Trei elemente esențiale pentru sănătatea neuronilor, Dr. Vlad Ciura. Profesorul Dr. Neurochirurg Vlad Ciura ne oferă câteva sfaturi prețioase pentru mentenanța creierului, indiferent de vârstă. Soluțiile pe care ni le propune sunt la îndemâna noastră, a tuturor. Unele din ele chiar nu ne costă nimic. Creierul este centrul de comandă al organismului. Este foarte important să știm să-l stimulăm și mai ales să-l protejăm pe măsură ce înaintăm în vârstă. Există cel puțin trei elemente vitale pentru un creier sănătos: apa, oxigenul și odihna. Dr. Ciura recomandă ca în fiecare dimineață, după ce ne trezim din somn, să bem apă. Nu un pahar, ci două. Asta deoarece apa curăță intestinele, ajută sistemul vascular și revigorează întreg corpul. Totodată, apa eficientizează funcția celulelor creierului, îmbunătățește memoria și atenția. Organismul nostru este compus în mare parte din apă, 60%. Cel mai mare procent, 80-85%, se află în creier și în rinichi. Inima și plămânii conțin 75-80% apă, mușchii, piele și ficatul 70-75%, sângele 50%, oasele 20-25% și dinții până în 10%. Apa este necesară pentru buna funcționare a celulelor, reglarea temperaturii și eliminarea deșeurilor din corp. Aportul zilnic de apă recomandat în funcție de vârstă este următorul: bebelușii de până la 6 luni, 700 de mililitri ml de apă; bebelușii de 6-12 luni, 800 de mililitri ml de apă; copiii de 1-2 ani, 1,300 litri de apă; copiii de 4-8 ani, 1,800 litri de apă; băieții de 9-13 ani, 2,400 litri de apă; fetele de 9-13 ani, 2,100 litri de apă; adolescenții de 14-18 ani, 3,300 litri de apă; adolescentele de 14-18 ani, 2,300 litri de apă; bărbații adulți, 3,700 litri de apă; femeile adulte, 2,700 litri de apă; femeile însărcinate, 3 litri de apă; femeile care alăptează, 3,800 litri de apă. Oxigenul. Oxigenul este al doilea element vital pentru creier, deoarece acesta influențează funcția celulelor nervoase și a celulelor gliale. 25% din oxigenul pe care îl respirăm merge către celula nervoasă. Creierul are nevoie de o cantitate mare de energie, comparativ cu masa corporală. Iar această energie este generată de procese metabolice aerobice care consumă foarte mult oxigen. Când creierul nu este bine oxigenat, apare hipoxia cerebrală. Simptomele de hipoxie cerebrală pot fi ușoare sau severe, precum dificultăți de gânduri, declin cognitiv, mișcări necoordonate, pierderea capacității de conștientizare, lipsă de răspuns, insuficiență respiratorie. Este important să deschidem ferestrele când ne trezim, să aerisim încăperile din casă sau în care lucrăm, să ieșim în natură, să inspirăm aer curat. Mișcarea fizică, mersul pe jos, măresc oxigenul din corp. În casă putem ține plante verzi, ex. Crinul pecii, care curăță aerul, reduc nivelurile de dioxid de carbon și cresc concentrația oxigen respirabil. Putem folosi de asemenea o lampă cu sare. Este important să ne alimentăm și să ne hidratăm optim. Consumul de antioxidanți, din afine, merișoare, coacăze, ciocolată neagră, etc., ajută la buna oxigenare a sângelui. Odihna. Nimic nu odihnește mai mult creierul decât somnul. Este esențial să ne culcăm devreme, cel târziu la ora 22. Este bine să dormim puțin și în timpul zilei, dacă serviciul pe care îl avem ne permite acest lucru. Japonezii, care lucrează mult, au constatat că dormitul la amiază mărește randamentul la locul de muncă, de aceea au introdus câteva minute de somn. Somnul dă un refresc fiziologic extraordinar. Acesta ajută la refacerea centrilor vitale corpului. Celulele obosite au nevoie de odihnă, altfel poate să intervine supra-solicitarea și surmenajul. Când suntem obosiți trebuie să ne culcăm puțin, nu să bem cafea sau alte stimulente. Alimentația este foarte importantă pentru stimularea și întreținerea creierului. Creierul iubește alimentația simplă și hrănitoare. Mâncatul mult îi dăunează, deoarece corpul va folosi o mare parte din energie pentru a digera alimentele.
Astfel, oxigenul nu mai ajunge în cap, ci în stomac. Putem consuma carne slabă. Peștele este ideal pentru creier, dar la fel de bună este și carnea de curcan. Legumele și fructele, usturoiul, pătrunjelul, ciocolata neagră, cafeaua, nucile și fructele de pădure sunt cele mai bune alimente pentru sănătatea cerebrală. O cafea dimineața și una la prânz, recomandă doctor Ciurea. Alte stimulente pentru creier. Plimbările în aer liber, alergările ușoare, mersul pe bicicletă, scrisul de mână, muzica, optimismul, gândirea pozitivă, rugăciunea, rămâneți sănătoși. Apreciați materialele, distribuiți canalul și abonați-vă pentru a rămâne la curent cu noutățile.